fiecare 40 de secunde, undeva în lume, cineva se sinucide. La fiecare 10 secunde, undeva în lume, un copil moare de foame. La fiecare 3 secunde, cineva moare de cancer. De ce atâta suferință? Dacă te uiți la viața ta, probabil poți face o listă lungă cu probleme pe care le ai în acest moment. Ți se pare corect să suferi, tu și întreaga planetă, doar pentru că, în urmă cu foarte mult timp, cineva a ales meniul greșit și a mâncat un fruct interzis? Ți se pare corect ca toată răutatea cu care te confrunți din partea altora, sau pe care o simți uneori chiar în tine, să fie doar din cauza unei greșeli minore? Până la urmă, de ce să suferim noi pentru greșeala cuiva care trăia în paradis, dar a dorit mai mult de atât? Mai mult, am moștenit și inclinațiile spre păcat, așa că păcătuim și noi, iar ca pedeapsă vom avea o condamnare veșnică. Dacă povestea s-ar fi terminat aici, acest raționament ar fi fost corect. Dar vreau să citesc un mesaj din Biblie. Astfel dar, după cum printr-o singură greșeală a venit o osândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare, a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viața. Căci după cum prin neascultarea unui singur om cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa, prin ascultarea unui singur om, cei mulți vor fi făcuți neprihăniți. Iisus, care mai este numit și al doilea Adam, a venit pentru a anula greșeala făcută de Adam. A venit pentru a asculta acolo unde Adam nu a ascultat. A venit pentru a repara ceea ce a fost stricat. A venit pentru a face posibil să trăim în paradisul din care Adam a fost alungat. Iisus a trăit o viață curată, fără păcat, pentru ca tu să nu mai fii condamnat pentru păcatele tale. Neprihănirea Lui este pusă în dreptul tău. Suferințele noastre le poartă El. Pedeapsa pentru păcatele noastre a luat-o El. Este corect? Dacă cineva ar trebui să se plângă de nedreptate, acesta este Iisus. Dar El nu se plânge. El a făcut-o din dragoste pentru ca noi să putem primi tot ceea ce a pierdut Adam. De aceea, nu te uita doar la ceea ce nu poți avea acum pentru că Adam a păcătuit, ci primește cu toată inima ceea ce îți oferă Iisus pentru că El nu a păcătuit. Astfel, nu mai ești în dezavantaj dacă primești cu încredere tot ceea ce Iisus a pregătit pentru tine. La fiecare 12 secunde, undeva în lume, un suflet își dă viața lui Hristos prin botez. Tu ți-ai predat viața lui Iisus?